CFR Cluj a reparat moralul după înfrângerile de la Vaslui și München. Campioana a trecut cu 3-0 de Unirea Urziceni, toate golurile fiind marcate după pauză. Unirea a jucat în 10 oameni din minutul 22. Rusescu a fost eliminat pentru un cot în figura lui Piccolo. CFR a avut prima șansă de gol în minutul 7, când trasorul lui Rada a nimerit transversala. Echilibrul s-a rupt la jumătatea primei reprize. Rusescu a fost eliminat pentru că l-a lovit cu cotul în figură pe Piccolo, într-un duel aerian. Ardelenii s-au aruncat în atac profitând de omul în plus și au avut două ocazii identice, la loviturile de cap trimise de Alcantara și Rada. Partea secundă a debutat cu două șuturi periculoase trimise de Peralta, care aproape că l-a făcut erou pe Bălgrădean. Contrar cursului jocului, Unirea a fost la un pas să dea lovitura în minutul 65. Stăncioiu a ajuns însă la minge înaintea lui Semedu și a reparat gafa fundașilor săi. Traore a ratat apoi din poziție excelentă. Dar tot el a deschis scorul în minutul 69 cu un șut la colțul lung. Imediat s-a făcut 2-0. Pasă Bastos, gol de Zerbi. Italianul a făcut chiar dubla în minutul 90 după rețeta casei. Minge pusă la Păianjen din lovitură liberă. Peste altă ați mulțumit și de rezultat și de jocul băieților. Ales că era la câteva zile de la partida cu Bayern München.